What'd you say your name was? Your name! Your name! Jalipa Shigan! Salutare, cinefilule, și bine te-am regăsit! Pentru început o să te rog din nou același lucru foarte important pentru mine. Apasă butonul ăla roșu pe care scrie abonează-te, asta ca să primești notificări când mai postez ceva. Crede-mă, mă ajută foarte mult dacă faci asta. Și dacă tot suntem la început, am să te întreb ceva. Pe tine ce te încântă mai mult la un film? Profunzimea poveștii sau calitatea efectelor speciale? Aștept răspunsul tău în secțiunea de comentarii. Ne întoarcem iarăși în timp pentru a vedea cum arată un alt film clasic SF ce ar trebui să-ți stârnească interesul. Un film de ficțiune care nu se bazează pe lupte spațiale, efecte speciale incredibile sau decoruri și costume magice. În schimb, se bazează pe o poveste emoționantă despre prietenie, un carusel intrigant despre supraviețuire și o lecție de viață despre cât de dăunătoare este ura și, în special, conflictul. Enemy Mine este unul din acele filme SF ce se prezintă ca o piatră rară care a fost trecută cu vederea la lansarea sa oficială. Acțiunea filmului are loc în viitor, atunci când omenirea nu mai duce războaie pe pământ, ci se luptă cu o rasă extraterestră numită Drac. În timpul acestui război spațial lung, viața doi dușmani răniți depinde de capacitatea lor de a ierta și de a avea încredere în celălalt. Enemy Mine este un film SF din 1985 ce a fost regizat de Wolfgang Petersen, care are o istorie ciudată. Filmul trebuia inițial să fie regizat de Richard Longcrane, care a început filmările în Islanda înainte de anul 1984. Datorită diferențelor creative, regizorul inițial a fost înlăturat de la cârma filmului, asta după ce a reușit să filmeze 90% din producție. El a fost înlocuit imediat cu Wolfgang Petersen, care a început alte filmări prin mai 1984. Evident, noul regizor a schimbat oarecum povestea. Vă spun asta pentru că din cauza acestui incident, cei de la 20th Century Fox dețin două variante ale acestui film. Un film care a fost lansat oficial și unul ce stă pe un raft undeva într-un depozit. Și sunt tare curios să văd cea de-a doua variantă a filmului. Înainte de toate, trebuie să știi că Enemy Mine se bazează pe o novelă scrisă de Barry B. Longyear și că filmul a avut un buget estimativ de 40 de milioane de dolari. Din păcate, la lansarea sa, Enemy Mine a acumulat suma de 4.271.000 de dolari. După cum vă dați seama, studioul l-a considerat un eșec total. Dar, contrar părerii generale, Enemy Mine este un film SF clasic ce, din cauza contextului său, este o bucată de peliculă bună și foarte obiectivă, în ciuda faptului că efectele speciale par cam stângace. Țineți cont că înainte cu un an de lansare acestui film, adică în 1983, se lansa în lume cel de-al treilea film Star Wars, iar toată lumea avea deja un standard în ceea ce privește efectele speciale în filmele SF. Să nu mai zicem că saga Star Wars și creatorul acesteia, George Lucas, au schimbat fața cinematografiei pentru totdeauna. Totuși, din punct de vedere al ideologiei SF, filmele recente cu mii de efecte speciale nu cred că ar putea să se compare cu morala și povestea de calitate din Enemy Mine. Și dacă e să fim nostalgici, cred că Enemy Mine este filmul ce vine dintr-o perioadă în care imaginația era cea mai importantă componentă a unei producții SF, de pe vremea când posterele filmelor erau mai dinamice, iar coloana sonoră era realizată de o adevărată orchestră, nu de sintetizatoare. Dar probabil cel mai important element, Enemy Mine, vine de pe vremea când lipsa tehnologiei efectelor speciale i-a obligat pe producători să obțină efecte vizuale prin mijloace mai practice.
Filmul Enemy Mine este povestea captivantă a doi piloți inamici, îndoctrinați cu ură, ce sunt obligați să supraviețuiască împreună pe o planetă necunoscută. Cei doi soldați de rase diferite învață să-și depășească starea de ură față de celălalt și în timp învață să se respecte și să se apropie surprinzător de mult. Povestea îți va stări interesul după primele imagini pline de efecte speciale și acțiune, unde vei descoperi o parte a filmului destul de liniștită, plină de umor și dialoguri interesante între cei doi protagoniști. Tolte, Rossi, Rosso! Exactly. Shit! Shit! What do you mean, shit? No, solid. Solid, I'll show you. Huh? Not solid. Cinematografia și decorul de producție arată foarte bine pentru un film din anul 1985. Unele decoruri și picturi mate din fundal sunt pur și simplu superbe și aș spune că arată absolut autentic. Dar, probabil cel mai interesant element al producției este pasul lent cu care se desfășoară filmul și imprevizibilitatea cu care acesta ne încântă. Există o lecție de învățat pentru fiecare dintre noi, iar lecția principală este că trebuie să privești dincolo de rasă și de ură pentru a rezolva problemele ce stau în fața ta. Iar subtema filmului este chiar și în ziua de astăzi una importantă. Compasiunea și bunătatea rezolvă mai multe decât ura. Evident, realizarea acestui film de ficțiune nu a fost cea mai ușoară sarcină, mai ales în anul 1984. Filmele science fiction suferă cel mai des de lipsa credibilității, deoarece este greu pentru public să creadă și să accepte anumite lucruri văzute pe ecran. Dar cei doi actori din rolurile principale, Louis Gossett Jr. și Dennis Quaid, sunt capabili să facă orice să pară plauzibil. Gossett este deosebit de uimitor, modificându-și aspectul pentru a fi de nerecunoscut. Voi spune că orice actor care se descurcă bine cu o mască pe față este un actor ce trebuie respectat. Nu știu câți din mari actori contemporani ar putea deveni atât de credibil în situația asta. Iar fazele amuzante de film sunt ușor de urmărit, fiind atât de simpliste, încât nu par să-și piardă credibilitatea. This is my head. That is your ugly head. No, no. This is my head. That is your head. You ugly head. Ha, ha. Până la urmă, încă nu sunt sigur dacă este vorba de nostalgie sau de substanța subiectului ce mă determină să-mi plac acest film. Cu toate acestea pot spune fără îndoială că aș recomanda acest film absolut oricui, mai ales unui tată care dorește să creeze o legătură cu fiul său pentru a-l învăța câte ceva despre viață. Abandonat practic la box office, Enemy Mine și-a câștigat o audiență loială în timp cu o poveste care ar trebui să ne extindă percepția despre viață și să ne determine să privim lumea într-un mod diferit. Dar, după cum au remarcat deja mulți alții înaintea mea, Enemy Mine este un film trecut cu vederea și foarte, foarte subestimat. Într-o lume a cinematografiei plină de subiecte care se bazează mai mult pe calitatea vizuală a efectelor speciale, Enemy Mine rămâne filmul clasic ce te îmbăluie cu o poveste de calitate și un final neașteptat. Nu este un film care să te lase cu gura căscată, dar este o bucată de peliculă ce ar trebui să te bucure cu umorul său și cu sentimentele de umanitate pe care finalul filmului îl emană. În fond, în ziua de azi, omenirea trăiește cu adevărat în era vizualului. Cinematografia trebuie să ne stârnească imaginația, să ne bucure pentru câteva momente cu idei noi, peisaje fantastice sau chiar povești captivante. În conjurul lumii pe care îl citeam în cărțile lui Jules Verne, se poate face astăzi din fotoliu, de la televizor sau de la ecranul PC-ului. Ce trebuie să avem însă în vedere este ideea de a nu fi manipulați și mai presus de toate să savurăm calitatea poveștii versus cantitate. Acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să-ți urez vizionare plăcută la orice te vei uita. Până data viitoare, aștept părerea ta despre acest film subapreciat.
Între timp, te rog, apasă butonul pe care scrie abonează-te și clopoțelul ăla mișto de lângă el. Și nu uita, fii pozitiv, lumea e plină de răutate. You know the old saying, if at first you don't succeed, try, try again. Taoist, you learned this from great track teacher Chisma. No, from Mickey Mouse. Who? Mickey Mouse. Mickey Mouse is this great Ekman teacher. Yeah. Sort of.